Mulțumesc, domnule președinte. Avem o majoritate toxică și o coaliție care blochează dezvoltarea mediului de afaceri. Guvernul PSD-PNL deja a recunoscut că nu este capabil să facă investiții cu banii de la buget, nu este capabil să gestioneze banii din PNRR și, mai important, nu este capabil să simplifice sau să modernizeze legislația mediului de afaceri. Majoritatea aceasta toxică nu înțelege avertismentele oamenilor de afaceri și le pune piedici, blocând orice proiect legislativ care ar putea să-i ajute în activitatea lor. Încă de anul trecut am inițiat un pachet legislativ care să vină să stimuleze unul dintre cele mai performante sectoare ale economiei noastre, IT-ul. IT-ul, în ultimii ani, conform unui studiu ANIS, a crescut de 3 ori. IT-ul dă aproape 7% din PIB-ul României. Și chiar și în contextul unei legislații vrednice de pix și ștampilă, IT-ul, într-un fel sau altul, reușește să rezbată. Încă de anul trecut, sunt în sertarele comisiilor 3 proiecte legislative care să ajute acest domeniu de afaceri. Să ajute IT-ul și nu numai, să ajute IMM-urile, să ajute investitorii să vină și să investească până la un capital de 4 milioane de euro în companii. Ca afacerile acestea să rămână în țară, să ajute unicornii, pentru că cu toții ne dorim în România afaceri de 1 miliard de euro. Însă statul român nu își dorește să facă asta și nu statul român. Coaliția PSD-PNL. Fiecare dintre aceste proiecte au fost respinse pe bandă rulată la Senat. Acum, aceste proiecte sunt în cameră, dar zac în sertarele camerii. Avem nevoie să sprijinim mediul de afaceri. Nu putem să mergem numai cu măsuri populiste fără a ajuta aceste sectoare atât de importante ale economiei românești. Nu ne mai permitem să facem aceasta. E suficient că această coaliție nu este capabilă să atragă bani și să investească banii pe care îi avem deja din PNRR. E suficient că această coaliție este incompetentă în a sprijini mediul de afaceri. Avem inițiative extrem de bune care sunt acum la cameră, dar care nu trec doar pentru că nu sunt semnatari reprezentanții acestei coaliții. Și asta trebuie să înceteze. Mulțumesc! Deputat Monica Berescu, circumscripția 24.